Salvete! Data trecută ne-am dus pe câmpia de la Ramla nu pentru una, ci pentru trei mari bătălii care aveau să decidă viitorul regatului Ierusalimului. Însă în nord mai exista un stat cruciat care era în pericol grav, cu prințul Boemond capturat și cu un regent eroic la cârmă care trebuia să le rezolve pe toate. Însă mitul invincibilității latinilor avea să fie spulberat imediat, fiindcă astăzi ne ducem pe câmpia de la Harran. Scăpat din prizonierat, Boemond își reclădește autoritatea și încheie o prietenie bună cu Balduin al Edesei pentru a asigura teritoriul dintre Edesa și Antiohia. Zis și făcut, alianța era încheiată și au atacat neîncetat până în 1104 între cele două capitale, însă miza era mult mai mare. Prin asigurarea teritoriului se spera izolarea Alepului, iar expediția îi poartă pe latini în primăvara lui 1104 la est de Eufrat, pentru a le da o lovitură puternică turcilor selgiucizi de la Mosul. Climatul politic era chiar favorabil în Mosul, adică favorabil latinilor. Atabegul Kitboga murise și prințul selgiucid Jekermiş era în conflict cu Sukman, dar când au văzut că latinii se apropiau, pentru o vreme și-au uitat dușmania și s-au aliat pentru a înfrunta pericolul iminent. Armata latinilor avea 9.000 de infanteriști și 3.000 de cavaleri, adică vreo 12.000 de oameni. În comparație cu armatele regatului Ierusalimului, armata latinilor din nord era uriașă. Între timp, turcii erau din punct de vedere numeric egali, însă armata lor era formată doar din cavalerie, cu o largă majoritate de arcași călare. Latinii ajung la Harran, iar orașul se predă, însă citadela rezistă, iar musulmanii se baricadează bine, așteptând armata salvatoare, iar istoria avea să se repete. În apropiere de Harran se afla Care, unde legionarii lui Marcus Crassus au fost învinși de o armată de cavalerie, de fapt chiar anihilați, iar situația chiar semăna. Infanterie și cavalerie grea de partea latinilor versus armata de cavalerie a turcilor. După zile întregi de hărțuire, se ajunge la confruntare pe câmpia de la Al-Raqqa. Terenul era brăzdat de un râu, iar forțele antiohiene se aflau ascunse în spatele unui deal, în timp ce edesenii erau pe flancul stâng. Edesenii aveau să avanseze primii, blocându-i pe turci, iar mai apoi antiohienii aveau să atace pe flanc, însă turcii au avut o tactică în oglindă. O secțiune de cavalerie se oprește în fața edesenilor și inamicii îi bombardează pe edeseni cu săgeți, însă Balduin al Edesei nu mai are răbdare și ordonă atacul. Atunci arcașii călare se retrag, totdeauna aproape de latini și totuși de neatins, și vine momentul în care trec râul toți. Edesenii trec și ei râul, dar acum își dau seama că adevărata problemă se afla aici. Erau complet încercuiți de cavalerie. Sukman dă ordinul de atac și cavaleria turcă se izbește de blocul latin. Degeaba încearcă latinii să se regrupeze, fiindcă turcii nu le dădeau o secundă liberă, aproape exterminându-i pe edeseni și capturându-l pe Balduin. Corpul lui Boemond, între timp, avansa cu grijă, eliminând puțina rezistență din cale, însă cum se apropiară de râu, antiohienii își dau seama de dezastru și se retrag organizat. Cei drept, în înfrângerea de la Harran, Boemond a reușit să-și salveze antiohienii, însă edesenii au fost măcelăriți. Tancred, care se afla în zonă, dă fuga la Edesa pentru a pregăti o defensivă eroică, însă nu Edesa avea să aibă cele mai mari probleme. Boemond fuge, dar nu doar de la Harran, ci din Levant, luând cu el toată visteria, în timp ce Latakia și Cilicia sunt pierdute în favoarea bizantinilor. Localnicii se revoltau, iar din principalitatea Antiohiei, tot ce mai rămase era o bucată de pământ din jurul capitalei.
Nimeni nu știa însă că Bohemond pleca în Italia cu un scop precis, să strângă o armată pentru a ataca Bizanțul. Ne întoarcem la Tancred, fiindcă acum era singur împotriva tuturor. Fiind considerat un erou, atunci când vrea să strângă de la antiohieni o taxă pentru a umple visteria, oamenii îi oferă banii cu bucurie și strânge și oameni apți de luptă din Antiohia și Edesa pentru o nouă armată, o armată care număra 1000 de cavaleri și 9000 de infanteriști. Eroul era prins între nevoia de a sta în defensivă și urgența de a acționa, așa că mărșăluiește spre Arta pentru a-l înfrunta pe Raduan al Alepului. După un post de 3 zile în toată armata, începe expediția și Tancred începe să asedieze Arta, însă Raduan mușcă momeala și trimite foarte mulți soldați. Sursele mai generoase spun că ar fi fost 30.000 de soldați pentru a încercui pe latini, însă Tancred aștepta acest moment și se retrage rapid în zona dintre Podul de Fier și Arta, o zonă pietroasă în care caii nu puteau galopa. Inamicii nu cunoșteau terenul, așa că atacă orbește, însă antiohienii prezintă un zid de surițe solid, iar călăreții doresc să se întoarcă pentru a evita un masacru. Singura problemă era că nu puteau să se retragă în viteză maximă, așa că infanteria a venit din urmă, iar Tancred a reușit încă o dată să obțină victoria. Raduan abia a scăpat, iar Tancred capturează Arta, mai apoi cucerind Latakia și Cilicia armeană. Astfel, regentul Antiohiei și-a onorat numele de erou. În timp ce Tancred obținea victorie după victorie, Bohemond călătorea spre Italia și pentru a evita capturarea s-a prefăcut mort, adică s-a pus într-un sicriu alături de un cocoș mort pentru a simula mirosul de descompunere. Indiferent dacă povestea este reală sau nu, prințul latin ajunge în Italia în 1105 și își petrece următorii ani pregătind expediția spre Bizanț, păcălindu-l pe Papa Pascal al II-lea să-i dea binecuvântarea, știind că dacă ar fi zis direct că dorea să atace Constantinopolul, ar fi fost refuzat clar. Vine anul 1107 și după trecerea Adriaticii, prima țintă a expediției a fost orașul Durazzo, dar garnizoana este pregătită. După câteva asalturi fără succes, Bohemond se pune pe asediat, dar vine Alexios Komnenos imediat. Bohemond era un comandant bun, dar împăratul bizantin era unul excepțional, așa că începe să taie rutele de aprovizionare, iar expediția lui Bohemond imediat rămâne fără mâncare și fără apă. Și fără multă luptă, Alexios îl forțează pe Bohemond să cadă la pace, însă răul a fost deja produs. Din cauza acestei expediții, bizantinii și-au luat trupele pentru a răspunde la Durazzo, lăsând Cilicia și Latakia nepăzite, permițându-i lui Tancred să le captureze fără mari pierderi. Cât despre Bohemond, el a murit în Apulia, Italia, în anul 1111, iar Tancred, deși nu era oficial un prinț al Antiohiei, în realitate avea toată puterea. Mai mult de atât, dorește să controleze și Edesa, iar între 1104 și 1108 reușește asta, deoarece Balduin al Edesei era în captivitate. Evident că era nevoie și de un rang de conte, așa că Tancred îl numește pe Ricardo de Salerno în funcție, dar toate până la un punct, când Balduin se întoarce din prizonierat. Imediat îi cere lui Tancred comitatul înapoi, dar ambițiosul latin refuză și chiar îi cere un jurământ de supunere. Când aude asta, Balduin nu mai stă pe gânduri și își adună armata recrutând, culmea, 7.000 de turci de la Mosul. Tancred își adună și el armata și îi iese în întâmpinarea lui Balduin. Deși este împins inițial înapoi, Tancred rezistă și la finalul zilei nicio tabără nu se putea pretinde victorioasă. Evident că după mult zgomot pentru nimic, se ajunge la tratative și episcopul de Antiohia este mediatorul. După și mai multă zarvă, Tancred este nevoit să renunțe la pretențiile sale teritoriale și se retrage cu coada între picioare, dar la cum îl știm pe eroul poveștii noastre, se va opri aici?
Nici într-un caz. Dorea să-și extindă influența în Comitatul de Tripoli, fondat de Raymond de Toulouse. Dar acel Comitat de Tripoli nu avea orașul Tripoli la moartea lui Raymond din 1105. Din nou se ajunge la altă criză de moștenire între Guillaume Jordan și Bertrand de Toulouse. Cum Guillaume promitea supunere și vasalitate, Tancred era de partea lui, dar Balduin al Ierusalimului avea să își facă apariția imediat. Lumea crede că regatul Ierusalimului a fost întotdeauna cel mai puternic dintre toate statele cruciate. Eu nu prea cred, fiindcă vedem clar că principalitatea Antiohiei avea adevărata putere, dar toate acestea aveau să se schimbe imediat. Regele Balduin îi adună pe eroii latini pentru a cuceri împreună Tripoli și prin comanda sa excepțională orașul cade în 1109, dar din mare general regele deveni brusc președinte de consilii. La adunările nobililor de dinaintea cuceririi orașului Tripoli, el hotărăște că moștenitorii lui Raymond aveau să conducă împreună, în bună pace, dar Guillaume avea să fie ucis într-un atac neașteptat. Probabil că a fost asasinat pe câmpul de bătălie, așa că Bertrand avea să rămână cu Tripoli. Tancred și Balduin de Edesa s-au împăcat, iar Tancred trebuia să renunțe la toate pretențiile asupra Edesei, fiind și acuzat că făcuse alianțe cu turcii în secret, deși Balduin al Edesei făcuse exact același lucru pe față. Totuși, primește înapoi titlurile de senior de Haifa și prinț al Galileei. Data viitoare continuăm cu povestea cruciadelor într-un stil relativ liniștit. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multe lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!